strada asta e privatizată. Este tot ce puteți să trece, e loc public, dar... Păi dacă e loc public, de ce ați închis accesul? Dar v-am spus că aici e legal ce ne trebuie și acces auto de mașini. E acces auto de biciclete, motociclete și altceva. E acces public, e o stradă închisă. Nu, ia uitați, oamenii trebuie să vă șteargă bariera, din câte înțeleg. Sau să meargă pe trotuar. Eu cum să merg pe trotuar cu bicicleta? Acolo a spus un rastel care tot închide accesul. Cine a închis accesul? A cui e bariera asta? V-am spus că este instituția. A SRI-ului? Instituția a statului. Păi da, dar strada e publică. De ce ați închis strada? Nu am închis-o, dar așa este. De ce nu-mi deschideți acum să trec? Treceți pe aici dacă vreți să treceți. Nu sunt obligați să vă deschid. Nu sunteți obligați să-mi deschideți. Bine că mi-ați închis accesul. Dar dacă vreți să treceți, vreau să treceți. O să zgârie mașina aceea cu bicicleta. Că nu încape pe acolo omul, e curba prea mare. Și nici pe acolo. Trebuie să mă luați așa și nici pe trotuar. Vorbiți serios? Eu vă dau un sfat bun. Eu vă rog să-mi deschideți bariera. Pentru asta ai inventat SRI-ul, ca să creeze tensiuni, ca să creeze nemulțumiri în societate, în loc să apere statul. Ați ocupat o stradă în centru, lângă Catedrala Luterană. Cum o să treacă femeia asta cu căruciorul acum? A, deci ei o să-i deschideți. Asta că vreau eu. Sunteți generos și bun. Da. Și pentru mine de ce n-ați deschis? Pentru că nu vreau să creez aici ce ar însemna dacă m-aș deschide dumneavoastră. E stradă publică, omule. Și m-ar veni și altcineva. E stradă publică, avem dreptul să mergem pe aici. Înțeleg, dar eu nu pentru asta sunt pus. Dar pentru ce? Nu se ridici bariera. Nu să ridici, să cobori bariera, ai altă misiune? Bă, gameaș. SRI. Căcat cu pierd. Mafia securiștă. Și aici bariera, dar măcar pe aici poți o iei pe alături. Fără să riști să zgârie o mașină.